Georgeta? Da, a fost aici, nu? Hm? Da, a fost la televizor, parcă am văzut-o, era mai plinuță și cu doi copii, nu? Da, Adina nu are nimic împotrivă, nu? Vreau a vorbit frumos cu tine, nu? Da. Când a fost acum la... Cealaltă place pe Gina și numai că nu place pe mine, nu? Da, mă, dar... Oricum, dacă e să fii cineva așa, nu contează ce îi place. Contează da, oricum, că spune cineva, nu-ți fică bine. Da, nu, mie zici? Și rămâi cu puține, orice da, ar fi, tot te gândești. Da, la mine ți-ai găsit să-mi zici, nu știi... Da, dacă schimbă ideea, atunci zici, dacă o schimbă, nu știu, schimbă. Mie-mi place să zic, că ești un fipt, așa, pe mine m-a afectat când știi tu. A, și pe mine, da. Nu mai vreau să mai... Mi-a fost de ajuns. Pare așa înțepat, mie chiar îmi place așa de tine și... Ei, și ce? Da, pare. Maximă ești. Până la urmă, oricum, fiecare și-a ce viața cum... Și părintele, dacă e să-mi fie de acord. M-ar afecta. Nu pot să zic. Dar până la urmă... Și fratele meu, dacă ar face o alegere și n-aș fi de acord, e viața lui, poți să facă ce. Păi dacă atâta timp cât el e fericit, ce trebuie să faci tu? Fiecare trebuie să-și facă o familie, nu? Păi. În schimb, la mine, de exemplu, a fost altceva, dacă știi că oricum mă simt cum să aplicăciul la discuția asta, știi? Ei. Că la mine nici nu eram fericită. Asta e partea atunci. Adică dacă aș fi fost, să înțelegi? Cu siguranță. Și atunci normal că țin port în față. Mă, și-o iubesc extraordinar de mult pe sora mea și nu mă interesează ce spuneți și vă rog să o lăsați în pace. Da, a zis pe ăla cu dungi roșii, așa, nu? Ăla roșu? Dar ăla-i nașpa, ăla cu dungi. Nu fug la cameră, nu fuge, imagine. Nu sunt foarte apropiate. Care, mă, ăla roșu de acolo de sus? Bă, a fost și ieri ăla acolo. A fost, dar nu l-a adus aici în casă. Nu l-a adus, dar nici acum nu l-a adus. Dungile alea fug pe cameră. Așa zic și eu, da. Aiurea la... Nu se potrivește cu decorul. Că nu știu dacă fie cămașă în dungi, te vezi așa... Vai, ce mizină. Nu se potrivește cu decorul, n-au nicio treabă. Mamă, zi-a... Bă, și în seara asta sunt și la curățenii. Da. Doamna Aniela! Gina! Pe aici. Că o să facem șaurma în seara asta. Da. Ce frumos. Șaurmiți. Cam cu cât o vindeți? Cam cu... Da. Cam scump. Eu v-am strigat. În seara asta sunt și la curățenii, deci chiar n-aveam cum să fac pieptul. Normal, normal. Mă cunoasă în frumos, doi cercei de amfama de perluțe. Că... Ce se numește la perluțele astea? Perluțe ar trebui. Perle. Flori are. Nu cred că și ea. N-am deloc, îți dădeam.